Un accident provocat de un șofer beat a spulberat viața unui adolescent în vârstă de 15 ani în decembrie 2022, în apropiere de podul de la Vadupașii, fapt care a scos în evidență că obiectivul a fost construit fără să fie prevăzut cu trotoare către pod. După tragedie, cetățenii au solicitat primăriei construirea trotoarelor și iluminarea lor și sub presiunea publică autoritățile au încercat să reacționeze cu promptitudine. Până acum însă trotoarele nu au fost amenajate. Din păcate, acest proiect a întârziat destul de mult și asta din cauze obiective, pentru că acolo soluția tehnică aleasă inițial pentru amenajarea unui trotuar pe partea cu terasamentul căii ferate nu a fost posibil să fie pusă în practică, pentru că era vorba de săpătură în terasamentul căii ferate, ceea ce nu ar fi fost autorizat de către SNCFR sau am fi putut primi autorizație, dar cu obligația de a consolida acel terasament cu costuri extrem de mari. Pentru a rezolva situația, s-a optat pentru o altă soluție care să nu aibă nevoie de aviz de la căile ferate. S-a optat pentru o altă variantă, construirea unui trotuar pe partea dreaptă, cum ieșim spre Vadupașii. A fost întocmit proiectul tehnic, e vorba de o soluție tehnică ce vizează pe o bucată din acest segment construirea unei pasarele metalice cu balustradă și acolo unde terenul este foarte abrupt, apoi ulterior până în zona stației de autobuz va fi amenajat trotuar propriu-zis. Acum am depus solicitarea către instituțiile avizatoare pentru obținerea avizelor necesare obținerii autorizației de construire. Imediat ce vom primi aceste avize, va fi emisă autorizația. Va mai fi nevoie și de un aviz de la Apele Române, deoarece lucrarea se va face în zona Albiei Majore a râului Buzău, dar și de la Ministerul Culturii, pentru că în apropiere se află podul lui Anghel Salini, monument istoric. Eu sper că în această toamnă vom avea autorizația de construire, apoi vom vedea în ce condiții va putea fi realizat, fie vom încredința această lucrare către Urbiserv, fie va fi organizată o licitație. Dar cu cea mai mare probabilitate, cred că Urbiserv va putea realiza acea lucrare. Asta înseamnă că în primăvară probabil. Poate lucra și iarna la o astfel de lucrare. Construirea trotuarului a fost solicitată insistent de Buzen pentru ca nimeni să nu-și mai piardă viața pe acea porțiune de drum care, în prezent, nu este prevăzută cu trotuare.